Salut, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului 100% U, chiar înaintea meciului cu Rapid al fotbaliștilor de la Universitatea, al doilea pe propriu teren în partea a doua sezonului a campionatului, după o victorie frumoasă cu FC Voluntari, care va fi primul subiect pe care vom dezbate în această ediție, împreună cu Alin Șutea, pe care îl salut. Alin, a fost un meci cum nu ne așteptam. Până la urmă, rezultatul așteptat, dar jocul e altceva. Salut, Vasile, salut, prieteni. Începem cu un disclaimer. Ne cerem scuze de la bun început pentru calitatea mai slabă a sunetului la mine. Mici probleme tehnice și de logistică. Dar am zis că dacă fotbaliștii lui Ioan Ovidiu Sabău joacă în niște condiții dificile, să îi susținem și noi măcar moral, așa că înregistrăm acest podcast, acest episod. Sperăm că doar acest episod în condiții mai dificile. Da, am trăit un meci foarte bun făcut de Universitatea. Am mai spus asta că a fost de mai multe ori că a fost un meci, că Universitatea a făcut meciuri bune, nu știu, vorbeam de meciul FCSB, de meciul cu nu știu, Craiova acasă și mai departe. Însă cel cu Voluntari le-a parcă Universitatea a bifat cam toate punctele, respectiv a luat cele trei puncte, ceea ce nu s-a întâmplat decât o singură dată când a și jucat bine meciul cu FCSB. A ținut ritmul ridicat aproape tot meciul, a reușit să revină chiar și când Voluntariul a egalat, să fim serioși, total nemeritat. Adică mingea aceea pe un gazon normal nu ar fi ajuns niciodată la adversar, deci nu ar fi ajuns niciodată în poartă. În fine, o gafă a lui Ispas, am trecut și peste ea. Universitatea a reușit să revină, ceea ce nu se întâmplă foarte des. Cred că e pentru prima dată când Universitatea este egalată în acest sezon și reușește să câștige. Nu s-a mai întâmplat niciodată lucrul ăsta. Ne uitam pe statistică amândoi chiar la finalul meciului și am discutat și astăzi când facem această înregistrare. Niște cifre colosale de partea Universității Cluj. Au fost 636 de pase reușite de fotbaliștul Ioan Ovidiu Sabău, cu un procentaj de reușită de 83%, 534 au fost reușite, 30 de șuturi la poartă, 9 pe poartă. Arăta bine Universitatea. Arăta foarte bine Universitatea și dacă ne uităm și pe cifrele astea, 2-1 pare un scor așa, păcat că n-a fost 5-1, 6-1 sau... Mă rog, la zero, că până la urmă golul adversarilor din Voluntari a fost, cum spuneai și tu, un gol care într-un meci desfășurat în condiții normale nu se întâmplă niciodată. Pe de altă parte, eu mă bucur că Ispas a greșit într-un asemenea meci și că n-a greșit în alte situații. Mă rog, are stilul ăsta lui de a greși când nu prea mai contează. Să ne aducem aminte de finalul meciului cu Petrolul. E un jucător pe care Cluj se bazează și eu mă bucur că greșește atunci când nu contează. Sau mă rog, când trage... Acum putea să conteze dacă nu era revenirea pe tabelă. Acum da, putea să conteze, dar la cum arăta meciul, sincer a fost unul din primele meciuri în care n-am avut emoții. Chiar după 1-1, când Universitatea părea că vrea, dar nu reușește, am stat așa oarecum liniștit și am zis ok, mai este timp destul, Universitatea trebuie să înscrie și am scris până la urmă golul acela prin Filip. Ar fi marcat oricum și ar fi câștigat acea partidă. Dacă n-ar fi câștigat-o, ar fi fost încă un exemplu din acela prostesc al fotbalului care câteodată e nedrept. Și am avut multe la Universitatea de-a lungul anilor. Era și vremea să fim și de partea cealaltă a baricadei. Mie mi-a fost teamă că vom trăi din nou un scenariu cum a fost cel cu FC Argeș, în care din nou Universitatea a jucat foarte bine și a obținut doar un punct. Universitatea este în situația în care trebuie să obțină puncte și cred că Ioan Ovidiu Sabău a înțeles acest lucru foarte bine. Mie mi-a plăcut foarte mult cum s-a... Te vorbim foarte mult la superlativ, sperăm că nu o să depărtăm ghinion jucătorul în orice meciul de vineri. Mi-a plăcut modul în care echipa s-a exprimat în acest modul 3-4-2-1 cu jucătorii aceștia din spatele vârfului care erau foarte mobili și care puteau să iasă la joc imprevizibil. Dacă în sistemul clasic cu extreme lucrurile deja deveneau previzibile, tot timpul se scotea mingea în extrem, se încerca o centrare, una de obicei venea în primul om și mai departe, toată lumea știa ce se întâmplă. Uite, în cazul ăsta au fost foarte multe, poate de acolo și numărul impresionant de
faze. Ce s-a mai întâmplat în meciul cu Voluntari, dincolo de gazonul pe care l-a văzut toată lumea și care a fost absolut îngrozitor? Adică măcar niște rulouri, dacă se montau în pauza asta de iarnă, ar fi ajutat acolo în fața porții unde arătau lucrurile ca pe stadionele din anii 90. S-a dus și Copertina, Vasile. S-a dus și Copertina de la tribuna a doua. Dacă te gândești că te adăpostești de ploaie în zona aceea, să știi că mai bine te duci în parcarea subterană, unde încă nu plouă. Așadar, pe lista lucrurilor care ar trebui refăcute la stadion, după gazon și pistă și ce mai este trecut acolo în caietul ăla de sarcini, trebuie cineva să pună și Copertina. Da, e păcat că avem un stadion așa frumos cu atâtea lipsuri. Cei care au fost în tribune și-au trebuit să suporte ploaia într-un loc teoretic ferit de ploaie, n-au avut cele mai plăcute momente, dar apropo de asta citeam un comentariu așa mucalit referitor la situația asta. Până la urmă nu e așa de rău decât când plouă, în rest e ok totul la stadion. Exact, exact. Vara când sunt 30 de grade e absolut deosebit. Da. Lăsând gluma la o parte și revenind la lucruri serioase și la ce spuneai tu, că universitatea are nevoie de puncte și de faptul că vorbim la superlativ, cred că merită băieții ăștia după partida cu Voluntari și eu sper că o să ne dovedească că merită și după meciul cu Rapid același lucru. Și Ioan Ovidiu Sabău i-a pus bine în teren, jucătorii par să fi înțeles ideea lui. Numărul ăsta mare de pase, cum spuneai tu, e și datorat combinațiilor ăstora foarte multe acolo între cei doi jucători din spatele vârfului și cei doi jucători din spatele lor. Adică mie mi-a plăcut foarte mult și cum s-au completat acolo Bic cu Kipciu, cu Stoica, cu Remaclă. A funcționat bine mașinăria asta gândită de Ioan Ovidiu Sabău, la fel cum a funcționat, în special pe partea stângă, ideea asta cu un jucător de bandă. Mie mi-a plăcut foarte mult Oancea, mai ales că nu e postul lui. Adică mă așteptăm de la Vlădoiu să fie, vorbeam în episodul trecut că ne așteptăm de la Vlădoiu să fie jucătorul excelent pentru un asemenea sistem. E bine, am avut surpriza plăcută să îl vedem pe Oancea, în primul rând titular, nu cred că se aștepta nimeni, bine, motivele le discutăm ulterior, și să aibă o asemenea prestație. Un jucător a venit așa, a jucat dezinvolt, fără emoții, până la urmă mulți au criticat transferul lui și al lui Trif de la ultima clasată. Ei bine, poate ne-am mai bătat noi cu apă rece după primele evoluții, dar eu cred că de data asta o să o nimerim. Bine, nu e postul lui și nu știu cât va reuși să rămână el titular pe postul de fundaș stânga, acum după plecarea lui Marius Bricea, că până la urmă doar asta l-a propulsat în primul 11. A fost o mare surpriză jocul lui Oancea, mai ales că, exact cum spuneai și tu, nu este postul lui, este fundaș drept, a jucat în partea stângă. Nu s-a văzut asta decât într-un singur moment. Dacă ții minte, a scăpat la un moment dat într-o poziție bună, aproape singur cu portarul, dar neavând piciorul stâng, nu a mai avut ce să facă. În rest, a avut cele mai multe dribbling-uri din echipa asta, mi se pare incredibil, și a fost ales în echipa etapei, conform indicelor din Stata, înseamnă că a fost cel mai bun fundaș stânga din câți au jucat în această etapă în România. Un jucător care nu e fundaș stânga, ceea ce ne poate să ne spună că poate data asta nu ne bătăm cu apă rece. Și poate nu ne hazardăm când spunem că s-ar putea să fi reușit un super transfer odată cu venirea lui Oancea. Un jucător, exact cum ai spus tu, care a fost privit destul de circumspect, el și cu Trif, veniți de la CS Mioveni. Uite că până la urmă se întâmplă de multe ori ca jucătorii aceștia care vin de la echipe mai slab cotate sau fără nume foarte mari, sunt cei care simt că fac un pas în față în momentul în care vin la Cluj și chiar se simt fotbaliști atunci când vin la Cluj, pentru că atmosfera din jurul echipei te face să te simți fotbalist. Și apropo de motivul pentru care Oancea a fost titular și fundaș stânga, Marius Briceag, un transfer surprinzător, dar senzațional al Universității, un jucător pe care echipa poloneză Corona Kielce a plătit 50.000 de euro, conform unor surse și conform presiei centrale. Un jucător de 30 de ani care nu a fost printre cei mai străluciți jucători ai Universității, dar uite că a făcut pasul și a fost o mutare pe cât de neașteptată, pe atât de bună.
e un transfer surpriză, așa, mai ales că vine după începerea campionatului, în condițiile în care toată lumea se aștepta ca Briceac să fie titular, până și Ioan Ovidiu Sabău spunea lucrul ăsta, că na, a fost pus în fața faptului împlinit plecarea iminentă a lui Briceac de la Universitatea. 50.000 de euro sunt bani bineveniți, mai ales pentru un jucător care are o anumită vârstă și un jucător care, am observat după meciul cu Voluntari, poate fi înlocuit relativ ușor. Așa că nu e o problemă faptul că a plecat Briceac. Problema e că nu există, în afara lui Trif, în momentul de față, niciun alt fundaș stânga în lot. Chiar Ioan Ovidiu Sabău spunea în timpul conferinței de presă de joi, dinaintea meciului cu Rapid, că le-a dat temă de casă celor din conducere să găsească un jucător pentru acest post. Să vedem. Da, până la urmă m-aș fi așteptat ca lucrurile să se miște mai repede din punctul ăsta de vedere, pentru că meciul cu Rapid este vineri seara, iar Universității lipsește o fundaș stânga. Să sperăm că Oancea va repeta jocul foarte bun pe care l-a făcut în meciul cu FC Voluntari, cu toți ne dorim lucrul ăsta, însă pe termen lung e clar că Universitatea are nevoie de un jucător solid acolo, cu experiență în acea poziție, iar Oancea poate să fie viitorul titular al postului de fundaș dreapta, de ce nu? Mai ales din vară, când Vladoiu, după cum bine știm, se va întoarce la Universitatea Craiova. Meciul cu Voluntari a trecut, sunt 3 puncte senzaționale, foarte binevenite. Urmează meciul cu Rapid. Citeam declarațiile date de Adrian Mutu, antrenorul giureștenilor, care spunea că se teme de teren mai mult, nu neapărat de echipa noastră. În același timp, l-am văzut pe Ioan Ovidiu Sabău din nou foarte precaut, cum ar fi trebuit să fim înaintea unui meci în fața unei dintre echipele care teoretic se bate la primul loc. Întrebarea se pune, va schimba Ioan Ovidiu Sabău primul 11 sau va merge pe mâna celor jucători care au jucat bine și au bătut pe Voluntari? Răspunsul meu e simplu, va schimba primul 11, pentru că Rapidul e totuși un nivel peste Voluntari, dacă nu două, și e nevoie de jucători, cred eu, mai căliți așa un pic. Am zis și săptămâna trecută că îl așteptăm pe Romario în primul 11. De data asta cred că va fi titular, pentru că e jucătorul cheie sau a fost în prima parte a campionatului de la mijlocul terenului și Rapid e o echipă totuși foarte bună în acea zonă, plus are un atac foarte bun. Nu mă aștept să fie schimbări în apărare. Nu mă aștept. Singura schimbare pe care eu nu aștept e înlocuirea lui Remacle cu Romario. Da, acolo mi se pare și mie că va fi mutarea pe care Sabău va face pentru meciul cu Rapid. În apărare nici nu prea ai ce să schimbi. Ilie împreună cu Miron și Spas mi se pare că arată drept un trio destul de solid acolo. Variante nu mai sunt, în afară de Pițian, reale. De la mijloc în sus, într-adevăr, Sabău are foarte multe variante, dar probabil că va merge, așa cred și eu, că va merge pe continuitate și va merge pe mâna jucătorilor care au bătut pe Voluntari. Minus Remaclă, un jucător mai ofensiv, care probabil va fi înlocuit cu Romario Pires, care a și fost prezent la conferința de presă de joi, deci poate să fie și ăsta un semn. Universitatea Cluj, Rapid București, ora 20, pe Cluj Arena, un meci care se anunță foarte tare și prin prisma a ceea ce au arătat cele două echipe în prima etapă din acest an și destul de înghețat prin prisma valorilor meteorologice care se anunță la ora partidei. S-ar putea să avem parte și din soare, ceea ce este absolut incredibil aici la Cluj, unde ne-am mai de ambii. Bun egalul sau 3 puncte? 3 puncte întotdeauna sunt mai bune decât un egal, dar în situația actuală eu zic să ne mulțumim și cu un punct. Până la urmă, Rapidul e o echipă, cum spuneai și tu, care teoretic se bate acolo în față pentru titlu. Dacă reușim să obținem cu astfel de echipe un punct, e foarte bine. Dacă reușim să învingem, e senzațional. Eu zic să nu ne îmbătăm cu apă rece, să ne mulțumim cu un punct. Până, e drept, Universitatea, meciurile cu Rapid în acest sezon n-a arătat rău. Da, meciul din tur, din campionat, putea să-l câștige. Al doilea meci din cupă n-a fost cel mai strălucit, dar nici acolo Universitatea n-a arătat rău. A fost un meci care s-a jucat și la rezultat. Până exact. Era un meci în care conta foarte mult rezultatul. Până la urmă Universitatea a ieșit cu rezultat pozitiv, un egal,
care a calificat-o mai departe în Cupa României. Și acum, un rezultat pozitiv din punctul meu de vedere e orice de la un egal în sus. O înfrângere nu ne mai ajută cu nimic. Nu ne ajută cu nimic și o înfrângere ar da așa oricum un pic peste picioarele jucătorilor după evoluția bună din partida cu FC Voluntari. Cred că până la urmă e important să legi rezultate bune, așa că și un egal e un rezultat bun, asta e clar. Și deja devine important ce mai obții și în deplasare, pentru că să nu uităm, Universitatea e o echipă care a mers în special în ultima perioadă în excursii în deplasări. Un rezultat bun cu Rapid cred că trebuie neapărat colaborat cu un rezultat foarte bun peste o săptămână în partida de la Craiova cu FCU Craiova, pentru că încrederea pe care ți-o oferă jocurile bune pe care Universitatea le-a făcut și le poate face trebuie să fie dublată și de puncte, pentru că altfel nu reușim să ieșim din zona aceasta. Vedem cât de mult s-a echilibrat până la urmă subsolul clasamentului. Mioveniu își anunță și a participarea în această luptă pentru evitarea trădării. Până acum a fost o echipă spectator. Acum, deodată cu victoria Petrolului, poate să intre și victoria împotriva Petrolului, poate să intre și ea în lupta pentru evitarea trădării. E foarte strâns campionatul și pentru prima dată vom experimenta cum va fi această luptă de play-out cu puncte înjumătățite. S-a strâns bine clasamentul după înfrângerea Petrolului. Dacă stăm să ne uităm între Petrolul, care e pe locul 7, și Universitatea Cluj, care e pe locul 14, sunt 8 puncte. Hai să ne imaginăm o victorie a Universității cu Rapidul, o nouă înfrângere a Petrolului, un meci direct în care U bate Petrolul și mai sunt 2 puncte diferență. Și din păcate meciul direct nu mai avem pentru că s-a consumat în excursia de la Ploiești. Da. Bine, sunt calcule teoretice până la urmă, ideea e simplă, clasamentul e strâns, orice punct contează și uite, chiar dacă am învins Voluntari, am făcut un meci senzațional, suntem în clasament tot acolo unde am fost și înainte. Exact, tocmai de-aia trebuie să mai câștigăm încă multe meciuri ca să putem să fim în clasament. Bun, cam atât despre partida cu Rapid, vom vorbi mai multe despre ea după ce se va încheia, respectiv săptămâna viitoare, să sperăm că și de data asta vom avea ocazia să vorbim superlativ despre Ioan Ovidiu Sabău și elevii săi. Trecem la basket, unde campioana României UBT a fost învinsă din nou de Umana Raier Veneția, de data asta în deplasare, 95-90, după un meci de aplaudat, din punctul meu de vedere, pentru echipa lui Mihai Silvășan, măcar parțial. Italienii s-au dus la un dat la un plus 16, băieții lui Silva au reușit să revină și chiar să conducă pe tabelă. Din păcate, finalul de meci nu a fost de data asta în favoarea noastră, la fel cum s-a întâmplat și în tur, când meciul s-a decis tot așa în ultimele două minute ale ultimului sfert. Până la urmă, o înfrângere, din păcate, o înfrângere așteptată. Oarecum era echipa de pe locul 4. Da, din punctul ăsta de vedere era un rezultat așteptat, dar am mai spus-o de multe ori, valoarea echipelor e atât de apropiată în 7 Days Euro Cup încât se poate întâmpla orice și dacă UBT ar fi câștigat la Veneția, n-ar fi fost o surpriză. Mai ales cum a arătat jocul clujenilor în sfertul 3 și în începutul sfertului 4. Au fost momente foarte bune. Și momente în care UBT a dovedit că își merită din nou locul în această competiție. Și chiar dacă la final bifăm o încă înfrângere, eu aș zice că meciul ăsta e totuși o victorie pentru ce înseamnă Universitatea. Și mă refer aici în primul rând la faptul că într-un meci dintr-o cupă europeană în deplasare, Universitatea a avut cam 100 de suporteri care au cam dominat fondul sonor dintr-o sală din Italia, o țară în care basketul și suporterii sunt destul de pătimași așa. Universitatea a avut 100 de suporteri aproape la meciul cu Veneția, așa cum a avut și suporteri și la Ljubljana. Nu știu ce se întâmplă cu echipa asta, se pare că este foarte iubită. Da, tocmai de aceea ne întrebăm cum altă echipă din Cluj primește titlul de echipa anului. Bine, nu că ar conta atât de mult asta, dar e foarte ciudat. Cum vedem, un clasament făcut de Ministerul Sportului, nu? Da. Altă echipă din Cluj de fotbal primește echipa anului.
în detrimentul unei echipe care, pe lângă faptul că a câștigat campionatul, are și rezultate bune pe plan european și are parte și de o susținere și în deplasările pe plan. Păi na, acum la clasamentele astea organizate de autorități nu contează susținerea din tribune neapărat, contează altă susținere. Susținerea pe care au schelele metalice sau altă. Printre altele, da. Printre altele. În fine, da, Ministerul Sportului a organizat așa o gala anului 2022, a premiat cele mai bune echipe, printre altele, și da, cea mai bună echipă din România a fost aleasă campioana României la fotbal, în detrimentul campioanei României la basket, care totodată a jucat în cupele europene și a avut succes în cupele europene. E greu de înțeles, mai ales pentru noi ca suporteri ai universității, dar cred că e greu de înțeles și pentru toți cei care se așteaptă ca sportul românesc să conteze puțin și în Europa, nu numai aici. Da, ne bucurăm că suntem cei mai buni în România, dar când ajungem să jucăm cu adversari de prin Armenia, să zic și eu, nu știu, ne cam facem de râs. Da, și uite că la basket lucrurile se schimbă, deși noi luăm în derâdere diferența asta, că este o diferență enormă între nivelul la care se joacă în Eurocup, nivelul la care se joacă în România. Treci de la un meci de la Veneția, la un meci cu Târgu Mureș, ai fost la Ljubljana, te-ai dus la Târgu Mureș, la Miercurea Ciuc. Da? Dar pe plan european, echipele din România deja reușesc rezultate din ce în ce mai bune. Avem UBT în Eurocup, 7 Days Eurocup, a doua competiție valorică din Europa, după Euroliga, competiție organizată de Euroliga, Antecamera Euroligii, creme de la greu european, și UBT joacă de la egal la egal cu absolut orice adversar, ba mai mult și bate Badalona la Cluj, rău de tot. Da? Vedem CSM Oradea, care face meciuri foarte bune în FIBA Eurocup. Am văzut prestații bune și în Champions League, al celor de la Voluntari. Sunt echipe bune ale României care reușesc să facă treabă în Europa, așa că până la urmă cred că ar trebui să primească mai mare atenție basketul românesc. Chiar merită, pentru că la ora actuală, deși rezultatele din alte sporturi sunt sub cele din basket, atenția pe care basketul are e încă destul de redusă. Citeam undeva o statistică, dacă nu mă înșel, era undeva pe locul 10 ca atractivitate în urma unui sondaj, nu mai știu exact cine îl făcuse. Cred că realitatea e puțin alta și că după fotbal, aș zice că totuși basketul e cel mai iubit sport din România, dar... Bine, acolo e cu handbalul, să nu uităm că handbalul este iarăși un sport foarte iubit în România, dar când vine vorba de sporturile de echipă, cred că după fotbal cam asta sunt. Da, fotbal, basket și handbal... Diferența asta totuși mi se pare mult prea mare între fotbal și basket, deși, da, fotbalul e sportul de masă în România până la urmă, că oina a cam dispărut, na, ce să facem? Exact. Și cea sport de masă, cum e ping-pongul, în păcate nu mai are rezultatele de pe vremuri. Pentru UBT, pentru că asta contează foarte mult, urmează un meci tare de tot și unul care va conta și mai mult prin prisma clasamentului. E vorba de cel de marți, 31 ianuarie, de la ora 19:30, cu lituanelii de la Panevezis. O adversare directă în lupta pentru ultima poziție care poate să ducă în ultimile de finale de Eurocup. Așa că pentru UBT drumul spre prima calificare din istoria basketului românesc în fază eliminatorie în Eurocup este încă deschis. Nu ne rămâne decât să fim acolo cei care putem, marți, ora 19:30, UBT Arena. Vineri, ora 20, Cluj Arena, marți, ora 19:30, BT Arena. Programul pentru următoarele zile e bine conturat. Exact, iar noi rămâne să ne auzim după meciurile din polivalentă, de pe Cluj Arena și din polivalentă, undeva tot așa la finalul săptămânii următoare. Iar până atunci, să vă meargă la fel ca de obicei, cât mai bine. Haideu! Toate cele bune și haideu!